despre usturoi astăzi vom vorbi și vrem să vă zicem că acel chinezesc se zice că nu are chiar atât de multe proprietăți cum are ăsta al nostru moldovenesc. Cum îl deosebim și cum facem diferența dintre usturoiul ăsta care ne-a invadat chinezesc și cel de-a nostru, vedem în reportajul care urmează chiar acum. Deja este cunoscut faptul că usturoiul este bun pentru sănătate, deși acest lucru este valabil doar pentru usturoiul din propria grădină și nu pentru cel chinezesc importat. Despre acest aspect și nu doar, aflăm chiar acum. Bună ziua! Bună ziua! Faceți cunoștință, Vasile Bătnari, agronom și doctor habilitat în agricultură. El ne va spune de ce moldovenii fug de usturoiul chinezesc ca de tăciune. Pericolul poate să vină din aceea cum a fost cultivat acest usturoi, această producție, fiindcă pentru a obține o producție din cantități mai mari, ea trebuie cumva forțată, așa să spunem, și în acest mod pot fi utilizate diferite substanțe chimice care conduc la majorarea productivității în detrimentul calității. Usturoiul de import va fi arătos și până la un an pentru că e tratat cu substanțe chimice. Cel crescut în Moldova însă va avea un aspect proaspăt doar până la sfârșit de iarnă, dar își va păstra proprietățile nutritive, gustul și mirosul. Cum facem diferența dintre ele două? Dintre autohton și cel chinezesc? O diferență care face dintre usturoiul în Republica Moldova cu cel produs în China de substanțe biologice active, de alicine și conținutul de fitoncidi, de zăharuri, de săruri minerale, prin aceasta el se deosebește. Usturoiul chinezesc are și un miros mai slab, în schimb cel moldovenesc ne îmbie din start cu o aromă specifică a acestui condiment. Un alt indiciu este că primul e mai ușor și puțin mai bombat. Puneți mâna, că aceasta este mare, dar greutatea e mai grea acesta. Este cu mult mai greu. Mai greu decât acesta. Acum că știți cum să alegeți corect acest condiment de nelipsit în bucătărie, trebuie să aflați și cum să-l păstrați mai mult. Îl păstrăm în borcane de sticlă, putem să-l punem cu toate căpățânile întregi. Se păstrează bine, aproximativ vreo 6 luni se păstrează în astfel. Ce de borcanele? Că el nu permite evaporarea substanțelor fitoncide. Dar în caz când nu aveți o cantitate mai mare, ați pus numai căței. În cazul în care unele căpățâni au coajă crăpată, folosiți-le în alimentație în perioada următoare. Acestea nu vor rezista toată iarna, deoarece căței nu mai sunt protejați de învelișul extern și se vor deshidrata rapid.